Ce faci, mă? Parcă ți-am niște lași de mâncat prostii. Păi m-am lăsat, mănânc fructe. Vrei tu pepene? Prietene bune, Crața și Ruxy au pornit totul dintr-o joacă. Petrecându-și timpul liber împreună, au început primvara lui 2015 să se filmeze interpretând diverse situații din viața lor de zi cu zi și postându-le pe internet. Fără să-și dea seama, moldoveanca și ardeleanca au ajuns în scurt timp celebre pe internet. Măi, mamă, peste două zile Paștele, tu când vii acasă? Ți-a făcut mama de toate, ți-a făcut mama drop, ți-a făcut mama cozonac. Și? Cum adică nu vii acasă? Dar unde te duci? Măi, fetiță, măi, nu ți-i rușine, cine a zis tu Paștele să faci în familie, măi, mamă? Nu te duci la mare din tâi, mai prin discoteșile alea pe acolo, să-ți ia golanii pe tine. Îți dau aia de mâncare acolo, deci te duci acolo. Unde? Cum nu vii acasă? Da, unde te duci? La mare! Noțucu-te, dar ce lucri acolo? Du-te tu, fată, nu-mi zice de asta, că tătă ziua am lucrat, ți-am făcut compir gătate. Cum nu vii acasă? Și apoi eu duminică ce le zice la femei la biserică? Mă faci de râs tu, fată, în tot satul ai să mi-i face de rușine. Auzi, mă, omule, mă, că mare la mare, nu vine de Paște acasă. Nu, no, apoi dacă așa o zis. La nici jumătate de an de la debutul online, pagina lor de Facebook adunase mai bine de 500.000 de aprecieri. Măi, mamă, hai trezește-te că e pupa pe scară. Vine să-ți trezească casa, în 2 minute ajunge la noi. Mami, spune să nu intre aici, nu mă treze. Hai, mă, trezește-te că te curi după aceea, după ce pleacă el. Vrei să mă faci de râs? Hai, mai repede. Da, ce mă enervează, nu vreau să mă posta. Mama, măi, tu ai văzut ce frig e afară? Cum ești tu cu spatele la gol, mă? Mă, tu vrei să răcești la riniști să nu mai faci copii? Nu te umpla, mă, până la ora asta. Umpli ca o destrăbălată noaptea pe străzi. Ascultă aici la mine, dacă mă faci de rușine, eu te-am făcut, eu te omor, ai înțeles? Deci mă repede și te culcă. Azi, după aproape 3 ani de creat virale amuzante, fetele și-au transformat pasiunea într-un job veritabil, din care își câștigă existența. Hei, hei! Nu! Mamă, să-mi pune numai de ochi. Băi, ești nebună? Pute și mănâncă tot. Pute și mănâncă tot. Știi ce înseamnă să lași mâncare parfait? Te alegi cu bărbatul rând, bărbatul rând? Păi bine, crapă stomacul ăsta de prea multă mâncare. Mâncă tot. Doamne ferește, cine vrea bărbatul rând? Auzi, dar trebuie... Sara! Dă pe spate și tu repede, că înseamnă ceartă. Vrei să ne certăm? Doamne ferește! Hai, Ruxy, mai cu vână! Creața și Ruxy recunosc că nu e ușor să livreze aproape zilnic conținut haios și spun că își caută inspirația în fiecare experiență din viața lor. Deci hai să-ți povestesc cum a fost aseară la date. În primul rând, a venit să mă ia de acasă! Cobor în fața blocului, îl văd, mă vede, ce crezi că-mi zice? Lasă asta! Mamă, dar știi ce mașină șmecher avea? Și urcă mașina și ce crezi? Mare buchet de flori! Așa, ajungem la restaurant, mâncăm, bem, totul frumos, romantic. Și ce crezi că-mi zice? Am avut multe femei, numai una și una, dar niciuna dintre ele nu mi-a luat inima. Ar fost bine să-mi zic asta. Și ce mi-a zis, mă, de simțit tu? Hai în Mercedes, hai în avion și la sutien să-ți bag un milion. Da, mă, ce bădăraș, cu ăla peste pupăză vine nota, se uită la mine și... Jumătate tu, jumătate eu. Cum să faci, mă, de-astea, mai ales la prima întâlnire? Ruxy și Creața, adică fetele de la Like One, sunt acum aici și merită aplauze! Tu, de fapt, ești Creața, nu? Da, eu sunt Creața. Și ea este Ruxy. Hai că am zis-o bine pe asta, a? Ai nimerit-o de data asta. Mamă, ce haios am fost. Muah, muah, muah. Am făcut și o glumiță. Haideți să luăm loc, vă rog frumos, ardeleanca și moldoveanca pe canapea. Fetelor, pentru că este luna martie și pentru că fetele la noi întotdeauna primesc mărțișoare. A, doar una. Doar una, pentru că mai vine și alte fete în zilele următoare și îți cumpe zambilele în ziua de astăzi. Dar pentru că voi sunteți foarte drăguțe, o să fac ce nu s-a mai făcut până acum, adică așa, practic. Trei, ca în doi ca la uite, mort. Uite-te aici. Adică 10 ani de zile de când e emisiunea asta n-am mai făcut nimic niciodată așa ceva.
Adică e ceva, măi, poftim. Vrei ceva? A, merge. Fetelor, felicitări pentru ce faceți pe internet. Mulțumim. Ele sunt like one, oameni buni. Căutați-le pe Facebook, pe YouTube, căutați-le peste tot și găsiți-le. Sunt niște fete care sunt foarte haioase și care fac haz de necaz de foarte multe ori, nu? Asta da. Sperăm. Asta facem, adică, cum zilnic. Sperăm, nu așa e? Ba da, da. Așa e, da, ia și suntem aici. Da, deci să vă întreb. Toate poveștile astea pe care voi le puneți în, pe internet, da? Sunt scrise de cineva sau pur și simplu vă treziți voi și ziceți, băi, hai să filmăm despre asta astăzi, mâine de despre noi. Asta. Adică vouă vă vin ideile, pur și simplu, nu? Da, da, noi suntem singurile. Noi două le scriem, noi două le gândim, le filmăm, le montăm, noi facem totul. Deci voi două centrați, voi două dați cu capul, voi două marcați. Da, da, exact. Foarte inclusiv. Frumos. Și să știți că de 2 ani jumate, 2 ani jumate așa le merge și bine, trăiesc doar din internet. Da. Trăim doar din internet. Nu? Aveți 800.000 de like-uri pe pagina de Facebook. Da. Pe Facebook, 364.000 pe Instagram și aproape 370.000 pe YouTube. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să crească like-urile, subscriberii și să vină... Doamne ajută! Like și share! Like și share, like one. Înainte postați zilnic, nu? Acum, de 2 ori, 3 ori pe săptămână, ce s-a întâmplat? Păi adică fetelor, chiar așa? S-a întâmplat că la început trebuia să muncim mai mult, că na, era nevoie să creștem și să ajungem... Erați la început, nu? Și după aia? La început mereu tragi mai mult și acum... Ne-am văzut cu saci în căruță, ne-am pus pe culcat. Am înțeles, deci un pic mai program mai ușor. A dat-o pe aroganțe, da. Bă, dar ce vreau să vă întreb? De acum, acum că tot vorbim așa și tot felul de chestii. Hai, ți-a zis că e pe bătaie, de am și venit așa. Deci, creați o zi, ai iubit? Haide, tot îmi vorbim de chestiile astea pe Facebook, like, one, vedeți, căutați-le și o să vedeți. Haide să vă cunoască lumea un pic mai bine, fanii voștri de pe internet să vă cunoască și mai bine. Da, deci, ia zi, că tot faceți voi așa mișto de băieți în stânga, în dreapta. Zi, creați, ai iubit? Am chiar logodnic. Și... să-l întorc așa frumos, da? Perfect. Și zoom. Când se mărită creața mea? Se mărită când? Creața mea. Nu știu, cred că la toamnă. La toamnă? Nu mi-am găsit lași încă. Și de cât timp sunteți împreună? De 2 ani. De 2 ani și el ce face? Cu ce se ocupă? Hai că nu te așteptai. Asta nu mă așteptam. Ce se ocupă? Se ocupă de mine. Adică e un e impresarul meu, da. Mamă, și e și el aici? Nu, am glumit, Doamne ferește, nu are jobul lui. Are jobul lui și adică ce face? De, nu știu, că nu ne întreb ce face. Așa, așa gândește o moldoveancă din Tecuci. Nu contează ce face, banii să vină, știi? Așa și când eram mică, mă întrebam la școală, ce fac părinții tăi? Nu știu, mama e administrator și tata e șef. Am înțeles foarte bine. Deci asta gândește o moldoveancă din Tecuci, oameni buni. Adică e în felul următor. Ce face, cu ce se ocupă, nu contează bani să aducă. Stai să vedem la ardeleanca noastră din satul mare. Ardeleanca din satul mare. Aceeași întrebare, răspunsul sperăm... Nu e la fel răspuns. Adică nu ești logodită. Nu sunt nici logodită, nici nimic. N-ai iubit? N-am. Ai, las-o încolo. N-are? Sau e... N-am. Dar de ce? Ciucă! Cine-i Ciucă? E bun? Ciucă nu. De vreo 6 luni de zile ne chinuim să-l însurăm. E colegul nostru de la montaj, atenție mare. Deci puteți să faceți o treabă foarte bună, el montează, e senzațional. Ciucă! Înseamnă că e o problemă cu el. E o problemă? Da, de 6 luni nimic. Da. Tot vine pe aici pustiu. Nu vreau să dar e freză de asta, de Brad Pitt, adică e... Cât de înalt e? Aici, e mic, înseamnă că e mic. Paciucă, te căutăm noi. Te căutăm noi. Plus de asta, Ruxi știe să monteze, deci nu e nevoie de el. Ia, stai un pic. Ova? Tu ești însurat. Nu, că vrea, are, pune ceva la cale. Are vreau să întreb una alta. Ce s-a întâmplat, Ruxi, dacă n-a mers relația? Nu, ce s-a întâmplat? Tehnologia. Adică? Tehnologia strică România. Adică? Adică, nu știu, în ziua că de azi prea... ești frumoasă, ești inteligentă, sunt, da, faci bancuri, glume, râdem. Sunt bani, și de ce? Bani. Ce se întâmplă? Face bani încă. Se uite, întâmplă și telegenică. Că... E prea fraieri, e prea fraieri. Băieții? Adică? Da, nu s-a întâmplat să fac click cu niciunul suficient de puternic. Înseamnă că are probleme. Ea e divină, clar. Ei e de vină. Păi am înțeles că îmi trebuie mai mulți centimetri pe piept. Cred că lumea mi-a zis că asta e problema. Perfect. Poți să-mi scopa niște feluri de mâncare, știi, imediat se vede totul. Ele sunt fetele de la Like One, oameni buni, căutați-le pe internet, pe Facebook, pe YouTube, pe Instagram, dați-le like. Eu am mâncat acum câteva zile o zambilă și crede-mă, este senzațională. Eu mâncam când eram mică. Mamă, măruță, dar la ce nivel le duci cu mâncatul? Mă, dar sunt super bune, poți să duci. La ce nivel îmi doresc?